vecinul protocopiatului ortodox Timeș, având în care prezentat pe părintele Buftea Ioan, și cu sprijinul gazdei noastre de azi, Biserica Sfânta Treime, Lumedanul Florilor Timeș, reprezentată de părinții Mureșani și Câmpean. Dragi invitați, colindele sunt acele cântări minunate care pătrund la sufletele noastre atât de adânc cum nu o face niciun alt cuvânt sau o altă melodie. Și pentru că se apropie cea mai frumoasă sărbătoare a creștinătății Crăciunul, grupul Icoane, condus de profesor universitar dr. Ioan Bocșa, va crea atmosfera adecvată pentru evenimentul drag care se apropie. Cum să meargă mai frumos, mai frumos, mai luminos, în dos a lor și fața lor, luce luna cu lumina, soarele cu razele, din către de dumirei lucesc doi luceferei, din către de dumirele lucesc stele mărunțele, în casă unde ori intra, cu roă împreună, câți cu roă ajunge ior, pe cei mici, mari face ior, pe cei bolnavi, sculaior, pe cei bătrâni, sfinților, dar din darul, cine aduce? Crucea ea bătrânilor, măr roșiu al junilor, busuioace a fetelor, trandafiri, nevestelor! Colinda românească, intrată de câțiva ani în patrimoniul imaterial UNESCO, este un adevărat univers de o frumusețe tulburătoare cu origini precreștine ce se pierd în negura timpului cu peste două milenii în urmă. Romanii numeau calende primele zile ale fiecărei luni. Calende ianuarii, care marcau și începutul noului an administrativ, se sărbătorea cu un fas deosebit. Se practicau curări de sănătate, belșug, se scruta viitorul prin divinații, se schimbau daturi. Calendele încheiau un întreg ciclu de sărbători greco-romane și orientale, cele mai importante fiind Saturnalia, sărbată pe 17 decembrie, și Dies Natalis Solis Invicti, ziua de naștere la soarelui atot biruitor, introdusă în calendarul roman, în secolul al III-lea, pe 25 decembrie. Fără îndoială, calendarul creștin al sărbătorilor de iarnă are legătură cu acestea. Ziua nașterii Domnului, sărbată la începutul erei creștine pe 6 ianuarie, este mutată în secolul al IV-lea, pe 25 decembrie. În mediul citadin, creștinismul izbutește treptat să combate practicile păgâne, dar la sate, procesul a fost mai lent și mai complicat. Amestecul de creștini și profani este prezent și în colinde. De exemplu, în colindele legate de vânătoare, personajele biblice coexistă cu personajele mitologice populare. Iuda este monstru acvatic cu pui sau animal sălbatic cu nat în pădure.
cerbul sau leul sau șoimul pretind a fi Sfântul Ion sau trimisul lui Dumnezeu. Porumbița sau cultul în alte colinde pretinde a fi Sfânta Maria. În anumite colinde, facerea lumii este descrisă în imagini foarte puternice și sugestive, dar profund legate de imaginația țăranului. De-asta e Sara, Sara Mare, Doamnelui Domnului Doamne, Sara Mare a lui Ajun înspre ziua lui Crăciun. S-a născut un domn tânăr, domn tânăr ca Dumnezeu, domnul mic, mare creștere și mai mare se făce. Croi cerul și pământul, croi cerul din 3 zile și pământul 9 zile. Tinsă cerul pe pământ. Cum îl tinsă, nu s-a ajunsă. Domnul tare s-a întristat, mâna stângă scutura, 3 inele jos picară, 3 îngeri se ridicară, 3 îngeri cu 3 zbiciuri, cu 3 zbiciuri dă-l de foc, tot pocneau și zbiciuiau, voi atunci că se făceau. Tinsă cer și a doua oară. Cum îl tinsă, nu s-a ajunsă. Domnul tare s-a întristat, mâna stângă scutura, 3 inele jos picară, 3 îngeri se ridicară, 3 îngeri cu 3 zbiciuri, cu 3 zbiciuri dă-l de foc, tot pocneau și zbiciuiau, rău pământul zguduiau, munți înalți se ridicau. Tinsă. Oh!
specifică. Textele Corintelor au o foarte mare diversitate, subiectele acoperind practic toate aspectele vieții. De exemplu, legate de vârstă, întâlnim corindă de băiaș, corindă de flăcări sau jume, de fată mare, de însurăței, de gospodar, de oameni bătrâni. Legate de ocupație, întâlnim corinde de cioban, de vânător, de primar, de popă, de pescar, de negustor. O caracteristică importantă a conținutului literar al Corintelor este atmosfera de optimism în care sunt formulate dorințele și năzduințele oamenilor legate de noul an. Omul este ridicat din starea lui normală, astfel în colinde sau în orații, și celui mai sărac om din sat, colindătorii se adresează cu jupâne de gazdă, boier dumneavoastră, domnule Tugariu. Pentru gazdă, faptul că este colindată constituie cea mai mare cinste și cel mai mare noroc, fiindcă Dumnezeu vine astfel la el în casă, umplând-o de bogăție și fericire. Imaginile surprinse în colinde au mare forță, sugerând paradisul prin culori precum albul, florile sunt albe, fața este albă, făclirile sunt albe, sau prin materiale scumpe precum aurul și argintul, pahare de daur, flori de argint, cerul se sprijină pe stâlpi de argint, piciorița toarce la o furcuță de argint.
Ceea ce rămâne însă este bucuria de a colinda și de a fi colindat, optimismul, încrederea într-un viitor mai bun și nu în ultimul rând, mândria apartenenței, mândria de a fi român. Pe de altă parte, împreună dăm acestor colinde șansă la o a doua viață, salvându-le astfel de la uitare. Am dorit să mergem și mai departe și fiind împreună într-un moment atât de special, afara timpului obișnuit, să încercăm să punem împreună două colinde. Prima este o colindă de la mine din sat, care mi-a marcat copilăria, o colindă simplă în esența ei, dar cu o poveste impresionantă. Deci este chiar ca o balată. Este foarte simplă, ziceam, are un rând refren și un rând text. Rugămintea care o am și o să vedeți că o să vă simțiți mai bine la sfârșit, o să ne simțim mai bogați sufletește și dacă le împărtășiți și celor dragi, poate și ei vor fi mai bogați sufletește. Sună așa, Corina. Yo, Florile, dalbe, strângă pătru dintre lucii. Deci refrenul este Ion, Florile, dalbe. Cântăm încă o dată refrenul. Ion, Florile, dalbe. Și dacă ne veți ajuta și dumneavoastră, o să putem colita împreună. Vă rog să cântați. Florile, dalbe, dintre lucii.
noastră oamenii. Încrezător în faptul că în această perioadă de timp, care spuneam este în afara timpului normal, prin colinde, prin rugăciuni, prin jocurile legate de acest obicei, prin orații aduituri și mulțumite, putem influența bine principalele evenimente care se vor desfășura în anul care vine și, de ce nu, ne putem influența în bine și propria viață. Sărbători fericite! Participăm împreună la un moment înălțător. Participăm împreună la un moment de mare încărcătură sufletească. Participăm împreună la un moment de mare încărcătură spirituală. Momentul oferit de ansamblu Icone, ansamblu condus de profesorul Ioan Boș. Ansamblu Icone este recunoscut și apreciat pe plan zonal, național și internațional. Ansamblu Icone este recunoscut pentru că promovează tot ce înseamnă tradiție, obicei și colind autentic. Ce este mai frumos decât să faci acest lucru? Doresc să mulțumesc din suflet profesorul Ion Bocșa pentru că a răspuns invitației mele de a fi prezent azi la Dej pentru a ne oferi o sală specială acest concert special. Pentru că profesorul Ion Bocșa face tot ce este omenește de a promova tradiția, portul și tot ce înseamnă obiceiul nostru strămoșeni, de aduce în actualitate satul unei părinții și strămoșii noștri, pentru că este un mare, mare artist, eu spun că este un mare, mare patru și un mare, mare român. Doresc să mulțumesc ansamblului cu domnul artistul. Gazdelor noastre, Protului Bureșan și Protului Câmpran, Părintele Protopop care a fost alături de noi în organizarea acestui eveniment, să mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți, pentru că prin prezența dumneavoastră înseamnă respectul față de tradiție, față de port, față de colind autentic. Vă mulțumesc de suflet, vă doresc sărbători fericite și la mulți, mulți ani! Profesor Ioan Boșa. Am o rugăminte cu caracter foarte intim și personal și rog pe prietenii noștri colegi cu aparatele de fotografia și cu camerele de filmat să fiți un pic în partea asta, fiindcă cea mai prețioasă poză pentru noi este poza cu dumneavoastră. Deci vă rog să veniți și să găsiți o cale să ne vădăm în credință.